Prefectul județului Dâmbovița, domnul Iancu Caracota, la interviurile dâmbovițanul.com. Domnule prefect, mulțumesc pentru amabilitate. Bine v-am găsit. Bine ați venit din nou pe la noi. Domnule prefect, avem două teme mai importante pe care vi le propunem pentru astăzi. Una dintre ele mai puțin cunoscută publicului, dar foarte importantă în economia generală a județului și pentru aspectele de legalitate și nu doar pentru asta. Este problematica legată de recunoașterea granițelor județului. Știu că ați avut o multitudine de întâlniri cu omologii noastre din județele vecine. Știu că există și litigii pe care urmează să le soluționeze sau le-a soluționat o instanță sau alta. Mai întâi de toate, v-aș ruga să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba și să faceți o prezentare generală a acestei teme. Da, este adevărat, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a inițiat la nivelul național o acțiune de recunoaștere a granițelor între localități și, bineînțeles, și partea a doua, între județe, în vederea realizării unui act normativ care să lămurească aceste aspecte, având în vedere că în legea numărul 2 din 1968 sunt foarte multe neconcordanțe între partea vorbită și partea grafică, iar litigiile nu pot fi soluționate în acest moment în instanță. De aceea s-a pornit de la ideea a se face o acțiune foarte amplă, interjudețeană și extrajudețeană. Interjudețeană, în situația noastră, au fost analizate 266 de limite administrative teritoriale, dintre acestea doar 22, la final fiind înregistrate ca litigii. Este adevărat, a fost o muncă extraordinar de mare pentru a aduna fiecare primar de comună cu fiecare, să spunem, limită care o avea cu celelalte comune din jurul lor. În ceea ce privește recunoașterea limitelor dintre localități de graniță, au fost întâmpinate probleme cu județele Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Prahova. Astfel, aș putea să vă dau un exemplu, orașul Buftea revendică 60 de hectare din teritoriul comunei Crevedia, comunele Gratia și Sârben din Teleorman revendică 1000 de hectare din teritoriul comunei Corbii Mari, comunele Săbăreni și Cosoba vor 240 de hectare din teritoriul comunei tot Crevedia, iar orașul Bușteni din Prahova efectiv nu vrea să recunoască hotarul cu comuna Moroeni din zona Babele. Zona Babele este o zonă destul de sensibilă, având în vedere că reprezintă un potențial sau are un potențial turistic extraordinar. Știu că au fost dispute și în trecut, dar că acea limită între Dâmbovița și Prahova în zona Babele pe platoul Bucegi a fost de mult tranșată chiar prin lege. Da, este adevărat, aici au intervenit foarte multe probleme de-a lungul timpului, mergându-se inclusiv în instanță, unde instanța a fost foarte clară, spunând că nu este de competență așa. De aceea am început mai multe discuții, au fost mai multe runde de negocieri și discuții cu județul Prahova, însă și la final au rămas tot divergențe. Procesul verbal de divergență și actele care susțin punctul nostru de vedere au fost transmise Agenției Naționale de Cadastru, care în viitor vor promova un proiect de an normativ cu stabilirea hotarilor la nivel național. În trecut, știți, cum spuneam mai devreme, între Dâmbovița și Prahova au fost mai multe procese, dar în final a existat un dosar care a avut ca obiect stabilirea hotarului dintre Bușteni, județul Prahova, și Moroieni, județul Dâmbovița. În acest proces au fost parte inclusiv Consiliul Județean Dâmbovița. Tribunalul Cluj a stabilit însă că obiectul cauzei nu intră în competența generală de soluționare a instanțelor judecătorești. Dar aici eu pot să vă spun că în evidențele cadastrale ale județului Dâmbovița, Babele și Sfinxul figurează la noi încă din 1966, iar hotarul este stabilit pe Valea Izvorul Dorului, situație reconfirmată în anul 1975,
după apariția legii 2 din 68 de împărțire a teritoriului administrativ, când s-au constituit județele, și în anul 1986, când s-au recunoscut hotarele între județe în întreaga țară. Schițele cadastrale din 1966-1975 sunt însușite de oficiile județene de cadastru Dâmbovița și Prahova și sunt vizate de Ministerul Agriculturii. Să nu uităm că la acea perioadă aceste delimitări și schițe au fost făcute de Prahova, nici de cum de județul de Dâmbovița, pentru că nu existau județe încă. Deci, erau regiuni. Era regiunea Prahova, din cadrul căreia făcea parte și Dâmbovița. Deci nu putem acuza Dâmbovița că a încercat să facă anumite speculații sau lucruri, ci lucrurile pentru mine sunt foarte clare. Mai departe aș putea, în ceea ce privește punerile în posesie din zonă, terenul respectiv ne-a fost pus la dispoziție de către Agenția Domeniilor Statului, pentru că așa figura și în evidențele domeniilor statului, pentru acționarii județului Dâmbovița. Sperăm ca în viitor totuși să se facă dreptate, să se finalizeze și această acțiune. Dar până una alta, județul Dâmbovița nu are niciun fel de revendicare de la vecini, doar vecinii noștri au chestii cu care se ia de la noi 1000 de hectare, 60 de hectare. Da, unele am putea spune că sunt justificate și noi ne-am conformat, pentru că suntem, în general, să spunem, un județ mai serios care nu încearcă să ia ceva ce nu-i aparține. Deci, așa cum vă spuneam la Teleorman, de exemplu, suntem convinși că în urma analizei și verificărilor, acele 1000 de hectare nu ne aparțin, va trebui să le cedăm Teleormanului, care aparțin de drept. Însă zona Crevedia, o zonă destul de interesantă. Da, acolo nu, acolo într-adevăr nici acolo nu au dreptate, dar așa cum vă spuneam, lucrurile merg spre bine și în final va trebui ca toată lumea să accepte realitatea și nu, să spunem, dorințe nejustificate. Bun, dar acum ce ne facem dacă cei de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară vor promova un proiect de lege care va nedreptăți județul Dâmbovița, care va trasa alte granițe decât cele pe care le știm? Nu, e cam greu, pentru că legea este foarte clară și atunci când faci o grănuțuire, nu poți să o faci în orice mod. Există lucrurile foarte clare ca limite naturale, în primul rând, să folosești și altfel după aceea altele ori, nu cred că vom avea probleme. Veți înțelege, desigur, domnule prefect, și aspectul de senzațional al unei informații de această natură, aspectul de senzațional pe care îl remarcă presa și, evident, consumatorii de presă și de informații. Există vreo șansă ca Dâmbovița să rămână fără acest obiectiv, fără această zonă extraordinar de importantă, cu un potențial enorm? Categoric nu. Asta ne mai liniștește puțin, dacă sunteți atât de categoric. Cu fel dumneavoastră trecem la o altă temă, pentru că mai e ceva de interes și poate mult mai vizibil. Aș spune chiar din nefericire, mult prea vizibil prin amploarea și, să spunem, întorsăturile din condei care s-au dat cazului, respectiv relația prefecturii cu administrațiile locale și în special cu administrația târgovișteană, cu primăria Târgoviște. Dacă doriți să comentați pe acest subiect, au fost multe speculații, multe discuții, mă rog, trebuie să vedem. Aici ce aș putea să vă spun este că, într-adevăr, au fost foarte multe discuții și speculații amplificate în general de mass media referitoare la o relație ceva mai tensionată între instituția prefectului și unele autorități administrației publice locale. Aici aș putea merge chiar direct între mine, chiar prefectul județului Dâmbovița și primarul Gabriel Boriga. Există o tensiune între dumneavoastră și primar? Categoric nu există tensiuni nici cu el, nici cu altă lume. Vreau să subliniez faptul că sunt pure subiecte de presă. Instituția prefectului folosește aceeași unitate de măsură în relațiile cu fiecare primar și cu fiecare secretar. La fel și eu, ca prefect, nu pot să spun că am animozități sau nu. Clar, pentru mine, ca prefect al județului Dâmbovița, întotdeauna voi avea relații clare și foarte bune cu fiecare primar, fiecare secretar al județului Dâmbovița, pentru că scopul
meu și al prefecturii este să îi ajutăm atât pe primar cât și pe secretari să respecte legea și să-și aducă, să spunem, activitatea în parametri. Nu avem altă menire decât aceea de a-i sprijini și de a-i ajuta. Bineînțeles că atunci când se fac greșeli, suntem obligați să îndreptăm acele greșeli sau să-i facem să-și îndrepte ei acele greșeli. Drept pentru care, în privința controlului de legalitate asupra actelor emise sau adoptate de consiliile locale, în general din județul Dâmbovița și Consiliul Local Municipiul Târgoviște și de primar, vreau să subliniez că nu a fost vorba niciodată despre sute de hotărâri atacate. Din contră, am mers pe prevenție și am folosit ca instrument recursul grațios, nu numai cu primăria Târgoviște, în general cu toate primăriile. Știți bine că de-a lungul timpului întotdeauna am fost adeptul prevenției, să facem în așa fel încât să rezolvăm problemele înainte de a se naște sau de a avea, să spunem, repercursiuni asupra cetățeanului dâmbovițean și asupra județului. Drept pentru care în toată această perioadă de când sunt eu prefect al județului Dâmbovița, 2 ani, la primăria municipiului Târgoviște, am atacat 3 hotărâri la instanța de contencios. Una, deci, a fost câștigată, deci primăria a revocat-o, Consiliul Local a revocat-o, iar celelalte 2 sunt încă pe rol. 6 hotărâri apreciate ca nelegale, în cazul cărora s-a inițiat recurs grațios, așa cum vă spuneam, a mers și primăria le-a rezolvat destul de repede. 19 dispoziții apreciate ale primarului ca nelegale, pentru 18 am făcut recurs grațios și una a fost atacată în contencios. În general, primăria a reacționat destul de bine. Nu cred că avea de ce să nu reacționeze bine, pentru că, repet, noi suntem aici pentru a ajuta și sprijini și nu pentru a le face viața grea, pentru că au destule probleme, destule responsabilități și din momentul în care ți le asumi, poți să mergi pe ideea că poți și greși. Și atunci când greșesc, noi suntem acolo pentru a îndrepta, pentru a ajuta să îndrepte greșeala. În perioada 2008-2010 au mai fost apreciate nelegale alte 13 hotărâri ale Consiliului Municipal Târgoviște și 20 de dispoziții ale primarului. Dar toate aceste probleme au fost rezolvate în timp. Sunt normale astfel de, să spunem, probleme? Sunt inerente activității administrației? Eu cred că sunt foarte normale. Dacă vrei să faci ceva, înseamnă că trebuie să îți asumi anumite lucruri. Și când vrei să faci foarte multe lucruri, e normal ca uneori să nu ai timpul, poate necesar să studieze. Bun, aici, după mine, cred că e și vina, în general, a secretarilor, mai mult decât a Consiliului Local sau a primăriei, care, în dorința de a face cât mai multe, poate să greșească. Întrebare complementară. Acolo sunt probleme de fond sau probleme de formă mai mult? Nu, și una și alta, dar iarăși repet, nu e important pentru mine nici că e de formă, nici de fond, important că atunci când le sezizezi, să faci tot posibil să le îndrepți, că nu se întâmplă nimic altceva. Dacă reușești să-ți dai seama că ai greșit, e ok, sunt convins că le îndrepți singur. Dacă nu reușești pentru că volumul e foarte mare și dorința foarte mare de a face cât mai multe lucruri, atunci apărem noi, prefectura, care suntem alături, repet și vreau să înțeleg odată pentru totdeauna că nu suntem aici nici să urmărim primăriile, să le găsim defecte sau probleme, ci suntem aici pentru a îi sprijini în ceea ce fac, să facă bine și conform legii. Am insistat, domnule prefect, pentru că au existat și abordări mai nefericite, să le spunem, dintre acestea care au hiperbolizat această problematică. Ia uite, dezastru, crimă, ilegalitate crasă. De-aia vă întreba dacă sunt inerente astfel de aspecte, de probleme, de eventuale hotărâri sau decizii care să fie luate în vizor de prefectură, dacă sunt inerente activității. Vă dați seama că la zecile de mii de hotărâri și dispoziții care le controlăm, atât de puține, înseamnă că, în general, primăriile își fac treaba
și se pot întâmpla și greșeli, pot apare anumite accidente, să le numim așa, care, vă mai repet o dată, din punctul meu de vedere nu sunt atât de importante dacă sunt recunoscute și îndreptate. Că aici e finalul. Dacă le-ai îndreptat, mergem mai departe. Dacă nu vom face greșeli, înseamnă că nu vom face nimic. Atunci stăm închiși, nu gândim, nu facem nimic, nu luăm nicio hotărâre, în mod sigur nu vom face nicio greșeală. Decât una capitală, că nu facem nimic. Exact. Aia este. Domnule prefect, eu vă mulțumesc pentru amabilitate și vă doresc în continuare numai de bine. Și eu vă mulțumesc și vă doresc și dumneavoastră mult succes și să nu uitați, dumneavoastră le amplificați presa, nu noi.